Haideți, eu o să încep. Stimați jurnaliști, stimați antreprenori, stimați cetățeni, una din prioritățile mele imediate în calitate de ministru al economiei a fost semnalizat din prima zi, este o dereglementare masivă, o reducere semnificativă a birocrației, a regulilor deseori depășite de timp. Astfel, astăzi, după un eveniment cu colegii din mass media, în care am avut o discuție mai mult și pe alte subiecte de priorități, dar astăzi o să anunțăm un pachet de modificări regulatorii prin care vrem să reducem drastic barierele birocratice, să diminuăm povara administrativă, să eliminăm cerințe și hârțoage. Îmi place cuvântul ăsta, hârțoaje deseori inutile, care sunt inclusiv o sursă de corupție, dar și o sursă de nervi și timp pierdut din partea a cel puțin 40.000 de antreprenori din țara noastră. Astfel vom oferi antreprenorilor mai mult spațiu să se dezvolte, să crească, să se concentreze pe dezvoltarea afacerilor, nu pe conformarea cu reguli deseori depășite de timp. Or, anume, birocrația excesivă este unul din impedimentele principale din calea dezvoltării și extinderii afacerilor din Republica Moldova și prea des descurajează investitorii din a alege Republica Moldova ca și destinație. Dereglementarea însă este un proces continuu, pentru că blocaje normative sunt multe și diverse. De aceea vom veni periodic cu câte un pachet de simplificări care sper să fie acceptate de mediul de afaceri și de societate, acceptate și susținute. Astăzi vreau să vă informez despre un prim pachet de modificări pregătit împreună cu colegii de la Consiliul Economic a prim-ministrului, primul din multe care urmează. Pachetul de astăzi de simplificări se referă la unele clarificări pe domeniul relațiilor de muncă, pe simplificarea controalelor și pe eliminarea unor proceduri depășite de timp și, da, coruptibile. Vrem să venim, în primul rând, cu modificări la codul muncii, care la moment conține multe prevederi care complică și îngreunează munca antreprenorilor și le impune cheltuieli și birocrație suplimentare. Propunem ca unele prevederi care astăzi sunt obligatorii prin lege să devină opționale, adică la alegerea fiecărui antreprenor. Și anume, o să facem opțională evidența zilnică a orelor de muncă, care acum este o obligație legală și generează foarte multă birocrație. Programarea anuală a concediilor. Nu considerăm că asta trebuie să fie o procedură obligatorie în legislație. Existența diferitor regulamente interne și fiecare care a deschis o companie măcar o dată în viață știe că asemenea regulamente sunt copiate dintr-o firmă în alta și sunt o simplă formalitate, ștampilate și lăsate în dulap pentru orice eventualitate că vine un control. Asta e unica lor funcție la moment. Existența precontractelor, efectuarea preavizărilor și cererilor despre începerea concediului, comunicarea cu angajații prin panouri informative. În secolul 21, în anul 2022, este obligație legală ca antreprenorul să comunice cu angajații prin intermediul panourilor informative. Este ceva ce trebuie să devină, în cel mai bun caz, opțional la alegerea fiecărui antreprenor. Adițional, în domeniul relațiilor de muncă se propun permiterea semnării contractelor individuale de muncă pe durată determinată cu salariații angajați în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor fără limitări. Eliminarea raportărilor privind salariații către centrele militare, informații care deja de mult există în resursele administrative, însă se menține această obligație. Excluderea obligativității achitării indemnizației de concediu în avans. Concediu. Excluderea obligativității utilizării doar a cursului BNM pentru salariile stabilite în valută, astfel fiind permise cursurile altor bănci agreate de părți, dar și alte îmbunătățiri. Despre controle. Acestea sunt una din principalele probleme pentru antreprenori, în special cei începători. Controlele comportă risc de abuzuri și corupție și atât din Parlament cât și aici, din Guvern, prea des am auzit multe plângeri din partea antreprenorilor pe abuzurile admise de instituțiile statului în procesul efectuării controlelor. Și asta este realitatea pe care
trebuie să o acceptăm. Asta este percepția antreprenorilor despre instituțiile, despre organele de control. De aceea vrem să protejăm antreprenorii de eventuale excesuri de zel ale instituțiilor de control. Azi propunem ca, în cazul agenților economici care activează mai puțin de 3 ani, organele de control să nu poată aplica amenzi, efectuând doar controle consultative, cu excepția cazurilor grave și repetate. Și asta se înscrie foarte bine în inclusiv angajamentul nostru electoral din a avea un proces de control mai prietenos antreprenorilor. Organul de control va fi obligat să transmită agentului economic liste de verificare prin care antreprenorul se informează despre ce anume se va inspecta. Și aceste liste vor fi transmise în prealabil. Totodată, antreprenorilor li se oferă dreptul de a înregistra video și sau audio acțiunile inspectorilor, lucru care acum nu le este permis antreprenorilor. Credem că aceste măsuri vor preveni și vor descuraja corupția din procesul controlelor de stat. Una din cele mai umilitare, probabil, proceduri birocratice din țara noastră este așa numitul pașaport albastru în domeniul alimentației publice. Peste 30.000 de oameni trec sau ar trebui să treacă printr-un tratament pe de dreptul înjositor an de an. Cine a lucrat vreodată în Horeca, de exemplu, știe ce am în vedere. Cei care nu vor să treacă prin acest proces, cu siguranță plătesc mită, lucru cunoscut de toți. Astăzi propunem eliminarea acestei proceduri și substituirea ei cu o adeverință eliberată de medicul de familie doar persoanelor care pot crea riscuri pentru consumatori prin lucrul cu produsele alimentare și alte activități. O practică care există de mult în alte țări din Uniunea Europeană, care de mult trebuia transpusă și în țara noastră. Examinările se vor putea face în orice instituție medicală, nu la 3 centre de pe teritoriul țării noastre, pentru că aceste pașapoarte albastre sunt eliberate în 3 orașe din Republica Moldova. Dacă sunt eliberate și dacă nu sunt cumpărate contra unei sume simbolice de câteva sute de lei. De asemenea, propunem astăzi unificarea într-un singur act normativ a tipurilor de activități ce necesită autorizarea și înregistrarea sanitar-veterinară, deoarece există situații de incertitudine și de conflict. Avem o situație relativ bună la capitolul conectivitate. Asta e altă măsură pe care o propunem astăzi. Avem internet în fiecare colț al țării la o viteză bună. Dar menținerea competitivității este foarte importantă. De aceea trebuie să continuăm să facilităm infrastructura de comunicații. Altfel, pur și simplu, vom rămâne în urmă, pentru că alții vor investi și se vor dezvolta mai rapid ca noi. În scopul facilitării dezvoltării infrastructurii de comunicații, anumite instalații din acest domeniu vor fi excluse din categoria bunurilor imobile, astfel fiind scutiți de prevederile anevoioase ale reglementării în construcții. Și ca sectorul să se poată dezvolta, să ofere conectivitate și servicii calitative tuturor, inclusiv cetățenilor și antreprenorilor, iar economia să aibă de beneficiat. Iar pentru a reduce numărul mare de adresări și petiții de interpretare din partea antreprenorilor către autoritățile publice, se va introduce obligația de publicare a notelor informative la actele normative în monitorul oficial, în format electronic doar. Asta ar ajuta comunitatea de afaceri să înțeleagă mai bine modificările efectuate în legislație, sensul acestora, scopul acestora și urmările aferente. În plus, vom spori transparența instituțiilor publice. Stimați cetățeni, modificările despre care v-am vorbit acum au fost elaborate de către Ministerul Economiei în comun cu Secretariatul Consiliului Economic pe lângă prim-ministru în cadrul grupului de lucru pe dereglementare pe care am onoarea să-l conduc în calitate de ministru al economiei. Aceste modificări au fost deja consultate preliminar cu colegii din guvern. Urmează să organizăm mai multe consultări publice pentru a îmbunătăți proiectul și să-l promovăm în una din ședințele următoare ale guvernului, să-l propunem Parlamentului spre votare. Ne propunem să-l promovăm în regim prioritar, conform procedurilor stabilite prin lege. Grupul de lucru prezidat de Ministerul Economiei va continua să coordoneze activitatea de implementare a reformelor, examinând și validând periodic pachete de modificări legislative similare, cu focusare maximă pe dereglementare, debirocratizare și pe digitalizare.
Urmează, sper eu, multe știri bune pentru antreprenori și pentru economie. De aceea vă încurajez să ne urmăriți și să fiți alături de noi în acest proces. Vă mulțumesc!